Elevii liceului cu program sportiv, precum și cei de la școala gimnazială Ștefan Protopopescu și școala gimnazială Constantin Brâncoveanu au avut parte de încă un spectacol dedicat lor. La prima reprezentație au participat mai mulți copii din căsuțele de tip familial din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. La finalul spectacolului, micuții au fost extrem de încântați și au declarat că vor reveni la astfel de evenimente. Te-a plăcut? Da. Despre ce a fost vorba în piesă? Despre luciorile. Și ce făcea ea? Fura cheia de la ceas. O să mai vii la astfel de spectacole? Da. Despre ce este vorba în piesă? De un ceas fermecat și niște prieteni buni și un copil care i-a ajutat. Ți-a plăcut? Da. O să mai vii la astfel de spectacole? Da. Despre ce a fost vorba? Despre o cioară, o bovniță, un șoricel și... Ți-a plăcut? Da. O să mai vii la astfel de spectacole? Da. A fost vorba despre o cioară care a luat cheia de la un ceas fermecat și niște personaje din acest teatru au mers să ia cheia și au reparat ceasul. O să mai vii la astfel de spectacole? Da. Talentații actori caracaleni s-au aflat pentru prima oară la Noi în Oraș și au promis că vor reveni pe scena Centrului Cultural Eugen Ionescu cu noi surprize dedicate celor mici.